Bună ziua întâi de toate! Suntem la o ediție specială a emisiunii Pridvorul Istoriei cu un invitat special, domnul Simeon Drăgoi, o emblemă de onoare a memoriei Alba Iulie. Alba Iulie e unul din ultimii, dacă nu chiar ultimul supraviețuitor al ligii. Mai sunt doi, dați bolnavi, la Cluj amândoi. La prefer în Alba Iulia. În Alba Iulia nu. Da. Ultimul supraviețuitor al care duce mai departe standardul ligii anticomuniste de la Liceul Horea Crușca și Crișana, acea asociație, organizație de tineri elevi care s-au opus comunismului la sfârșitul anilor 40. Întâi de toate, domnul Drăgoi, aș vrea să începem cu povestea familiei dumneavoastră. Când sunteți născut, familia și de unde vă trageți dumneavoastră? Da, sunt născut în 1931, aprilie, ziua 3, în comuna Ohaba, județul Alba, acum, pe vremea aceea era județul Târnava Mică. Târnava Mică, dar în perioada interbelică, vilajul ținea de Târnava Mică. Da. Și părinții mei au fost țărani, nu țărani bogați, dar nici chiar foarte săraci. Aveam în jur de 5 hectare de pământ. Dar au fost oameni harnici, nu pentru că au fost părinții mei. Tata era, îi plăcea gospodăria, îi plăcea agricultura. Și cum îi chemau pe părinții dumneavoastră? Pe tata Mihailă, uite că nu am spus, tata Mihailă și pe mama o chema Ileana. Eu sunt cel de-al doilea, că mai am un frate, adică am mai avut un frate mai mare, cu 3 ani. Cum îl chema pe fratele dumneavoastră? Ioan, da. Și ați fost doar doi frați la părinți? Atât, doi frați. Am făcut școala primară în comună. Și după ce am terminat clasa a patra, cum se făcea atunci, adică se făceau 7 clase, de fapt, dar după ce am terminat clasa a patra, m-au dus la Blanș la școală. La liceu. La liceu. Zici că mă duce la Blanș la școală, la școlile alea înalte, să învăț acolo. Era prima oară când ieșeam din comună și mergeam să văd alte așezări. Am mers pe jos, desculs până la Blaj, cu o zi înainte de examene. Și acolo ne-am dus la o familie din Veza pe care o cunoștea tata și ne-a dat voie să dormim acolo în șură, în fân, în perioada cât era examenul. Și am stat acolo și a doua zi am mers la liceu. Mă uitam așa, nu știu cum să vă spun eu, nu văzusem niciodată până atunci o clădire cu etaj. Nu văzusem până atunci drum pietruit cu piatră cubică. Și n-am văzut până atunci cum era la prăvălii roletele de acelea metalice care n-am văzut. Teren, n-am văzut. Și aveați 11 ani atunci, 10-11 ani. Da, 11 ani. 11 ani. Da. Și în sfârșit am mers dimineața la liceu. Și mi-a spus tata, aici e liceul, aici dacă reușești, aici rămâi. Și să te faci tu domn, să nu mai lucrezi ca noi. Și a dat Dumnezeu că am reușit, am intrat. Mai țineți minte la ce ați dat examen? Nu știu, citire și matematică, aritmetică. Fratele dumneavoastră dăduse la liceu și dumneavoastră erați primul care, în familie care făcea liceu. Fratele nu, da, numai eu, da. Și nici în comună nu erau prea mulți. În comună, nu. La liceu au fost doi. Unul, fostul episcop de Oradea, Mihălțan sau Crișanu, cum era. Ioan Mihălțan, din comuna Ohava, da. Da. Și a mai fost încă unul mai mare, cu 2 ani, Rusan, din familia unui alt episcop metropolit al Iașului. Sebastian Rusan, da. Metropolitul Moldovei. Așa, da. Sebastian Rusan, da. A fost cu liceu. A mai fost pe la școală normală, pedagogică, cum îi spunea acum. Dar din Ohava nu e mai aproape Alba Iulia? De ce mai aproape cu câțiva kilometri Blajul, dar pentru că aparțineam de județul Târnava Mică și capitala era Blajul, oamenii erau
obișnuit și totuși drumul era mai puțin mai scurt. Că atunci se mergea numai pe jos. Se pleca de noapte până nu se face ziua și ajungeau la vremea potrivită la Blaj, își făceau treburile și veneau oamenii apoi în el la curs. Dar cine avea căruță sau altcineva care avea căruță și mergea, mai lua câte unul, doi în căruță să nu meargă. Cam cât făceați pe jos din Ohava până în Blaj? Cam o oră și jumătate făceam. Și la Blaj, vă amintiți, ați început în 42, da. Dacă sunteți născut în 31, vă amintiți războiul, cum era perceput, care era percepția dumneavoastră? Erați un tânăr, da. Lev, un copil asupra războiului, de ce se discuta? Nu prea știam noi ce e cu războiul, că noi cei care eram mai mici, nu ne luam seama prea mult ceilalți. Doar știam atâta că e război și că era criză. Fiind războiul, nu ne-am mai cerut uniformă. S-a înțeles că oamenii nu mai pot și nu ni s-a mai cerut uniformă. Că până la noi trebuia să ai uniformă. La liceu sau la ieșire în oraș, nu mai în uniformă puteai. Și ați mers în costum popular, în straie populară, în ce aveați? Nu. Cu niște pantaloni, nădărași, cum le spunea la noi, și un laibăr, o haină și asta. Nu. A stat în internat? Da, asta vreau să vă spun, că la gază era mai complicată situația și am intrat la internat. Internatul era chiar lângă liceu, nu știu dacă dumneavoastră știți. Știu cum vine în Blaj, da, școlul. Da, era chiar acolo și la internat, cine voia se putea duce. Era primit. Și era o taxă? O plătea familia sau era o bursă? Nu. Plătea familia. Și am intrat la internat. Acum, acolo, la început am fost așa străin, dar după aceea totuși mi-am dat seama că era bine. Într-o sală erau mai cei din clasa întâi. În altă sală, cei din clasa a doua, a treia, a patra. Cei din a întâia aveau un supraveghetor, îi zicea ductor. De fapt, erau doi supraveghetori, doi ductori, care aveau o bancă ca și noi, dar undeva separați și ne supraveghea să nu vorbim, să învățăm, să nu facem gălăgie și afară se ieșea numai cu aprobarea lui. Dacă totuși nu ascultai și făceai gălăgie sau, mă rog, ceva, el avea o carețel ca un vocabular condic, așa îi spunea. Și acolo te scria cu numele, cum te cheamă, cu ziua respectivă și ai făcut. Și la o săptămână sau la două, pedagogul venea și ridica condica. Și în funcție de asta puteți sau nu să ieșiți în oraș? Aia era una, dar își dădea la palmă pedagogul sau la fund, în afară de observația care ți-o făcea. Și atunci, de frică asta, totuși era mai multă liniște. Că ductorul spunea, dacă nu taci din gură, te trec în condică. Și știam ce urmează. Și, într-adevăr, așa se întâmpla, dar nu era o bătaie, ca să zici că nu poți să supun, să nu știu, așa, simbolică. Și aici am stat 2 ani la internat. Și apoi v-ați mutat la gazdă? Da, pentru că după ce am terminat clasa a doua și am intrat în a treia, războiul deja a venit cu rușii. Așa, în 44, și, da. Și au ocupat internatul, au ocupat liceul și nu mai aveam loc și trebuie să ne căutăm gaze. Care era atmosfera când au venit rușii? Lumea cum i-a perceput? Îi disprețuia. Nu vorbea nimeni frumos de rușii. Toată lumea avea un sentiment de respingere. Inclusiv noi care eram mici, dar probabil că se transmitea de la ceilalți. Dar nu avea nimeni nicio simpatie, numai o teamă și o respingere că erau ruși. Și știa
noi toți știam de la cei mai mari că cum a fost pe front, cum s-au purtat cu românii și umblau după femei și după băutură și după furturi și după lucruri din astea urâte. Și atunci nu puteam să avem nimic atractiv față de ei. În clasa a treia, pentru că nu mai aveam unde face, s-a organizat în clădirea teologiei. De acolo erau teologii și cantorii a bisericii greco-catolice. Da. Și pentru că nu mai era loc, atunci s-a schimbat sistemul de predare de învățământ. Se făcea o săptămână după masa și orele erau scurte, ca pe la 5, vorbesc iarna, cum am dus la pe la 5, să se termine cursurile și să mergem acasă, da. Pentru că erau rușii pe stradă și să nu se întâmple ceva. Și așa, s-a făcut o săptămână așa, o săptămână așa și s-a dus asta, cred că o jumătate de an școlar, așa a mers. Și după aceea s-a mai reglementat și făceam orele întregi. Nu știu cine a fost sacrificat, probabil cantorii. Dar rușii cât au stat în Blaj, vă amintiți? Pe vreo 2 ani au stat. Oh, da. Deci au stat. Da, au stat. Pentru că anul ăla când au venit au stat, au fost din abundență ruși și după aceea până când au plecat. Și... războiul a mai ținut și da, au stat. Că atunci, în momentul în care am mers în gazdă, avea loc o cunoștință de a părinților care era inginer, era director la Camera de Agricultură, cum era atunci. Și așa cum v-a spus că tata îi plăcea să se ocupe de agricultură, s-au cunoscut. Și a zis către... și venind rușii și războiul, Blajul, populația a cam plecat din Blaj. Și acest domn și mulți alții au venit din Ohaba. Părinții mei locuind aproape de școală, s-a făcut loc în școală și i-au cazat acolo în școala primară. Școala primară era relativ nouă atunci, cu 4-5 camere și acolo au stat. Și veneau la noi, că era numai peste drum. Și directorul a stat chiar la noi și, mă rog, a fost situația așa și probabil că a vrut să recompenseze cumva treaba asta. Dar de ce? Pentru că rușii ocupau spații, ocupau camere, unde puteau, intrau să ei. Da, 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 intrau și ocupau. Da, și atunci a zis către tata să mă lase, să mă duc să stau acolo și au mai adus încă 2 nepoți. Și atunci o cameră era ocupată de noi, o cameră era ocupată de domnul și doamna, o cameră era ocupată de cei 2 copii care îi avea și o cameră era ocupată de un ofițer de aviație, că atunci era la Blajă și aviație. Era ofițerul de aviație cu ordonanța și toată casa a fost ocupată. Și în felul ăsta au scăpat de... Da. Asta a fost în primul an. În al doilea an deja a început să se elibereze și m-am mutat în altă parte. Vă amintiți care era starea de spirit a oamenilor? Cum vedeau finalul războiului? Ce credeau că o să se întâmple? Că cum ar veni, România și continuă drumul firesc, vin rușii, vine comunismul, care era atmosfera? Era teamă de comunism. Le era teamă de comuniști și neavând niciun sentiment așa de simpatie pentru ruși, cred că asta e în sângele românului. Nu vorbea nimeni frumos de ei și nimeni nu zicea să de aici de lasă să vină, că o să fie mai bine și nu știu ce. Toți vreau să plece, toți vreau să nu mai vadă. După ce au aflat și de colhozurile, cum le spuneau la noi, de cum trăiesc ei și că n-au nimic, ca și merg la grămadă la lucru, că mănâncă ca în armată la cazan și
n-au niciun fel de proprietate, numai că se scoală, se duc la lucru unde îi trimite și... sclavie. Da. Și n-am găsit, nu mi-aduc aminte să fi găsit vreunul să spună, pe așa, dacă ar veni că ruși, uite așa, așa, că e țară mare, că vecinii noștri, că nu știu ce. Toți aveau acest sentiment de respingere. Că indiferent că omul era mai bogat sau mai sărac, s-a transmis așa. Și aflând de la cei care au fost pe front, anumite lucruri, sigur că... Și umblau după femei, uite, ca să ele... Un lucru, da, toate da. S-au temut, fugeau, care... Da. Dar oare, vă amintiți, în 44-45, revenirea Ardealului? A fost un moment, vă amintiți, manifestații, sărbători de bucurie ale oamenilor, nu? Care Ardealul luat în 40, în 45 e recuperat, cum ar veni. Da, pe oameni, într-adevăr, au fost mulțumiți și nemulțumiți că a fost luat. Că zice că doar Ardealul nostru, cum l-a luat ungurii? Da. Da. Deși la noi în comună n-a fost niciun ungur, niciun țigan, n-a fost nimic, numai români. Dar era sentimentul ăsta în sânge de respingere față de unguri. Deci a fost, vă amintiți în Blaj, ceva manifestări legate de întoarcerea Ardealului sau oamenii cum vedeau lucrul ăsta? De asta nu mi-amintesc, dar o să vă spun de o altă manifestare în 48. Da, spuneți-mi. Cu 100 de ani de la Revoluția de la 48? Da. Înainte de asta, dar duc să nu vă spun și cu desfințarea liceului. Da, spuneți-mi, da. S-a lăsat așa și ajung acolo. S-a făcut, știam din anul școlar 47-48 că urmează să se facă o sărbare mare, 100 de ani de la adunarea de pe Câmpul Libertății și oarecum așa eram pregătiți în sensul că profesorul ne mai spunea câte ceva, în special profesorul de istorie de română, în timpul liber și de apropiere față de elevi și ne mai povestea, ne mai spunea câte ceva. Și eram curioși să vedem cum o să fie la 100 de ani. Era așa o, ceva pe care toată lumea aștepta. Nu știam cum o fi și ce o fi, știam cu 100 de ani. Și în anul școlar 47-48, dar în 48, deja a început să se pregătească Blaju și Eledi cu un program de ăsta sportiv și program de ăsta artistic, ca să zic așa. Pe Câmpia Libertății, în ultima, când se apropia 15 mai, mergeam și făcea cu noi repetiții de marș, de cântece, de jocuri sportive pe stadion. Și ne convenea, toată lumea era entuziastă și așteptam să vedem ce se întâmplă. Auzisem că o să vină ministrul învățământului, care a venit, într-adevăr, a venit Petru Groza, Ana Paucăr și au mai fost deja de la Comitetul Central, dar chiar am încercat într-o zi să încerc să-mi aduc aminte, dar în afară de Ana Paucăr, mai și de ministrul învățământului, nu mai mă aduc aminte. Au venit mitropolitul de la Sibiu. Nicolae Bălan. Da. Și au fost multe personalități din așa. Și în ziua respectivă, de dimineață ne-am strâns, așa cum a fost programul la liceu, ne-am dus îmbrăcați toți frumos, ne-am dus pe stadion, erau veniți o mulțime de țărani îmbrăcați în costumele lor naționale, cu steagurile. Era vreme de sărbătoare, un timp frumos și mi-aduc aminte că pe stadion numai în chilos ziua făceam programul, că era cald. Și a venit vremea respectivă. Am ajuns și am defilat în fața tribunei, ne-am întors, programul sportiv, au venit cine era programat în defilare, în program de defilare, pe acolo. Și pe stadion de jur împrejur,
special în partea așa, unde se stătea de la tribună cu fața, deci în trei laturi, erau niște tablouri mari cu Gheorghe Iudeș, cu Ana Paucăr, cu Petru Groza, cu Stalin, cu Lenin, cu toți ăștia, niște tablouri mari, câte cele două laturi ale ușii, așa, cam așa erau tablourile, prinse niște stilbi de jur împrejur. Și ziua frumoasă vine la miază după masă, deja a început să se schimbe și a venit o furtună, domnule, o furtună cu ploaie și un vânt și le-a dat tablourile jos. N-a fost satisfacție mai mare pentru elev decât asta. Că ui că și Dumnezeu îi trântește la pământ. Pe comuniști. Da. Și s-a terminat așa cam pe neprevăzute din cauza ploii și a furtunii. Că lumea a plecat, s-a ascuns pe unde a putut. Că ploia a fost așa cum a fost mare și furtuna, vântul. Dar în șoaptă am aflat că mai către seară după masa să ne întâlnim în fața Catedralei și a Teologiei. Că mergem să defilăm pe centru și să cântăm. Între timp, s-au mai făcut repetiții cu cântecele naționale. Și un teolog ne-a învățat marseieza. Asta, ce să vă spun, era mândri că noi știm marseieza și o să cântăm marseieza. Și după masa, cred că a fost așa 4-5 ceasuri. Au venit elevii, s-au strâns, eram chiar mulți, era de la liceu, era de la școala normală, pedagogică, cum îi spune acum, de la liceul comercial, era și liceul industrial acolo. Și acolo, care cum a putut, ne-am strâns și s-a format coloana. Și s-a plecat din fața catedralei pe centru și cântând și eram vesel, nevoie mare, că ce facem noi? Și că 15, 3-15 mai, nu mai așa îi spun, nu sunt niciodată 15 mai, 3-15 mai, așa știam. Da. Și eram mândri de treaba asta. Mi-am dus, după ce am ajuns la capăt, tu străzi din fața catedralei și am luat-o jos în stânga, mergeam tot la fel cântând și lozind și trăiască nu știu cine. Știam atunci că Maniu a făcut liceul la Blaj, știam că a fost avocat la Mitropolie. Da, și toată lumea era sărănistă. Și acum revin că în preajma alegerilor din 46. Aici, să revenim un pic aici. Da. În 46 la alegeri aveați 15 ani. Cum, care era atmosfera oamenilor? Bănuiesc că în zonă cu toții erau cu Maniu. Da, da. Toți care puteau să lipească afișe pe undeva și să aibă în buzunar niște afișe și se lipeau. Pe unde treceam, lipeam cu ochiul. Și am fost convins că așa va fi. Mi-aduc aminte că pe cel care era președintele la Sărăniști, oarecumva îl cunoșteam. Copil, aveam îndrăzneala. Și era de profesie avocat. Tatăl lui a fost profesor de matematică și preot. Și m-am dus într-o după masă la el acasă și a zis, domnul Faina, vreau să-mi dați mie niște manifeste, dar nu de alea mari, mari, de alea mai mici. Și s-a uitat la mine și, dar cum te cheamă pe tine? I-am spus cum o cheamă. Și zice, tu ești băiatul lui Baciu Drăgoi? Și a zis, da. Și mi-a dat, îl cunoștea pe tatea. Și mi-a dat din asta, manifest din asta. Și eu le-am băgat în buzunar și când m-am dus la liceu dimineața, la cei care erau mai apropiați, dădeam și spunea să lipești și tu. Și eu eram unul, dar ca mine au fost mai mulți. Și toți lipeam și așteptam să iese țărăniștii.
Nimeni nu și-a putut imagina că se întâmplă ceea ce se întâmplă. În ziua aceea am avut două zile libere și atunci m-am dus acasă. M-am dus cu un mănuie ăsta de manifeste și i-am spus la tata, zice-mă, dar am adus și eu de la Blaj. Zice, n-aș știu, și am adus și eu. Și seara m-am dus prin sat și am mai lipit pe gardul și pe porți și eu să fie, să vadă lumea, să știe cu cine să voteze. În Ohaba, toată lumea vorbea de Maniu, vorbea de Țărăniști și mai puțin de Liberal. Nu că erau respins, dar nu știu, era simpatia pentru... În Ardeal era pentru Maniu, dar cu comuniștii nu era nimeni. Nu era. Nu era. Și cu ăștia nu era nimeni, dar elevii și profesorii erau toți de-a lui Maniu. Toți așteptau să se termine alegerile și să iasă Partidul Național Țărănesc și să-i respingă pe comuniști și pe cei care erau cu... Erau tot felul de partidulețe de-astea mici, numai ca să fărămiceze pe cele mari. Și când am aflat, m-am dus acasă, încă nu știam nimic, am plecat să vin la Blaj. Atunci, aparate de radio, era unul singur în toată comuna. Nu se știa, numai ce așa se afla din altă parte. Am venit și când am ajuns la Blaj, am fost decepționat când am aflat.